numele Domnului nostru Iisus Hristos. Când fratele Beni mi-a spus, ca și dumneavoastră, în același timp că trebuie să dau un îndemn la rugăciune, mă gândeam care să-l aleg dintre motivele pe care le am. Și mi-a venit în minte versetul din Tesaloniceni, dați-mi voie să-l citesc. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Așa că încep cu Beni. Mulțumesc, frate Beni. Dacă Domnul Iisus spune că trebuie să-i mulțumim pentru toate lucrurile, că aceasta este voia Lui, o inimă mulțumitoare, în primul rând, cred că se gândește, vreau să fac voia Ta, Doamne. Suntem aici în seara aceasta pentru motivul principal, că vrem să facem voia Lui Dumnezeu, nu-i așa? Vrem să venim să ne închinăm Lui Dumnezeu, vrem să îi dăm laude, vrem să îi spunem păsurile noastre, vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Vrem să facem voia Lui Dumnezeu în fiecare zi. Ce-ar fi să avem o atitudine și o inimă mulțumitoare, să-i mulțumim pentru toate lucrurile? Odată am căzut un examen la o facultate, nu vă spun la care, nu la aia teologică, că l-am intrat. Și am mers la biserică supărat, chiar că am vrut să intru la acea universitate și mesajul în seara aceea a fost despre mulțumire. Și am putut să-i mulțumesc la sfârșitul zilei. Până atunci am fost foarte supărat, de atunci am putut să-i mulțumesc, să spun, Doamne, îți mulțumesc că am căzut acel examen. Și dacă stau să mă gândesc în urmă cu 20 de ani, poate mai bine de 20 de ani, dacă aș fi intrat la acea universitate, probabil că viața mea ar fi total altfel. Și stau în fața dumneavoastră astăzi și spun, Doamne, îți mulțumesc că acum 20 de ani Tu ai știut destinul meu și mi-ai dat putere să-ți mulțumesc pentru că ai ghidat viața mea într-un direcție în care poate nu m-aș fi gândit. Dar pentru că dragostea Ta a fost așa de mare pentru mine, mi-ai dat putere să mulțumesc pentru acele lucruri. Așa că aș vrea să luăm un timp de un minut, două, trei, să ne gândim fiecare, Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru un lucru care nu l-am făcut niciodată sau pentru care am crezut că nu o să pot să-ți mulțumesc. Pentru lucrurile bune, pentru roade, pentru familie, pentru copii, pentru părinți, pentru mașini, pentru case, pentru sănătate, ne vine așa de ușor să ne rugăm. Dar aș vrea să vă gândiți la un lucru foarte greu. Gândiți-vă, Doamne, nu știu, pentru boala care mi-ai dat-o, m-a făcut să mă apropii mai mult de Tine, pentru pierderea unui părinte sau unui copil, putem noi să venim să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc că prin această experiență m-ai apropiat mai mult de Tine? Putem noi să alegem un lucru foarte greu din viața noastră și să spunem, Doamne, în această seară vin cu inima plină de credincioșie și vreau să fac voia Ta, Doamne, și vreau să-ți mulțumesc pentru absolut toate lucrurile. Și unul din acele lucruri este, vă las pe dumneavoastră să alegeți și să-i spuneți, Doamne, din seara aceasta vreau ca viața mea să fie o viață trăită după voia Ta și dacă asta înseamnă să mulțumesc pentru toate lucrurile, Doamne, ajută-mă să fac lucrul acesta în fiecare zi. Haideți să ne ridicăm. Eu zic să stăm un minut, să ne gândim la acel gând, la cel ce vrem să mulțumim și apoi să ne rugăm.